Salutare tuturor și... Aoleu, Căprițo! Bine v-am găsit la un nou episod cu Căprița din Ohio, unde astăzi vreau să ne ducem împreună să găsim o iubită la Căprița noastră. Zi-mă, Căprițo, ești gata să-ți faci o iubită? What? Bă, Căprițo, unde ai picat? S-a sinucis capra de rușine, ești nebun? Mă, Căprițo, nu trebuie să fii rușinoasă, trebuie doar să îți faci o iubită, atâta tot, nu-i greu. Căprițo, mă auzi? Știu că nu vrei, Căprițo, dar trebuie, avem nevoie de o iubită. Haide, Căprițo, hai, trebuie și tu să te căsătorești într-o bună zi. Uite ce Căpriță frumoasă ești. Vedeți, fraților, eu zic că e foarte frumoasă. Așa că aventura începe, haideți să căutăm o iubită la Căprița noastră. Dar nu înainte să apăsați butonul de like, să-i dați un pumn de la puternic. Și acum putem continua. Băi, unde putem noi găsi? O Căpriță? Wow, bună! Uite, lasă-mă să iau trofeul de aur, îți mulțumesc. Uite, am pantofi de aur, sunt bogat, mă iubești? Fraților, nu cred că e interesată Căprița încă, uite că pleacă de lângă noi, bă! Deși ea ar fi capra perfectă, adică uitați-vă un pic la ea, ai de capul meu. Bă, sper că ești fată, adică sper că ești fată, nu că am surprize la urmă. Zi, vrei să fii iubita mea, spune! Zi dacă vrei să fii iubita mea. Au, bă, nu vă bateți, bă, Căprițelor. Aoleu, hei, fără ceartă. Hei, gata, așa. Oh, s-a urcat pe mine. E timpul să verificăm dacă e fată sau băiat. Bă, eu cred că e fată. Deci, bună. Oh, uitați ce drăguț arată amândoi. Eu cred că se iubesc. Ia să vedem, să-i lăsăm puțin să discute. Haideți să mergem mai în spate. Să lăsăm să discute, da? Să nu-i deranjăm. Credeți că se înțeleg? Nu știu, hai să vedem. Bă, voi sunteți iubiți? Oh, fraților? Oh, cred că tocmai ce ne-am făcut o iubită! Bine, bă! Și este o capră. Ok, deci ea este iubita caprei, am înțeles. Ce nume să-i dăm iubitei caprei noastre? Eu zic să scrieți voi un nume în comentarii, cum credeți că o cheamă pe iubita caprei. Ok, atunci Căprițo, cred că este timpul să îți scoți iubita la prima întâlnire. Wow, Căprițo, o duci la întâlnire, ok, nu cred că ar trebui să o tragi pe jos, dar e bine. Ok, unde să o ducem la prima întâlnire? Categoric nu în pădure, sau caprele merg în pădure? Eu zic să o ducem în oraș. Dar dacă Căprița noastră vrea să o ducem în pădure, o ducem în pădure, numai... Bă, cream că caprele se țin de mână, nu că o trage cu limba, dar... Bă, poate lumea caprelor este puțin diferit, așa că... Haideți să nu judecăm. Ce s-a întâmplat? Hei, Căprițo! Căprițo, ești bine? Căprițo! Eu cred că eu zis că îl iubește. Hei, unde fugi? Am un vic cu mine, gata. Ok. Ce mă bucur că Căprița noastră și-a făcut iubită, chiar sunt foarte fericit. Și-a făcut iubită în această zi minunată unde suntem atacați de extraterestri, dar asta nu contează, noi ne-am făcut o iubită. Și acum, haideți să o ducem în oraș. Aoleu, am picat cu ea în apă. Am făcut baie cu iubita, bă. Ducem iubita cu mașina? Hai, o ducem cu mașina. Oh, nu, stai că am scăpat iubita. Iubito, hai înapoi. Iubito, iubito, îmi pare rău. Iubito, wow! Iubito, te rog, nu te supăra. Stai, iubito, au. Vreau iubita înapoi. Unde-i Căprița noastră iubită? Uitați-o acolo. Căprițo, ești bine? Oh, cred că este bine. Îmi pare rău, mașina era automată. Mergea de una singură, n-am știut, iartă-mă. Haide cu mine să mergem în oraș. La o cafeluță. Sau vrei la înghețată? Uite, avem înghețată aici. Uite, am călcat peste o banană. Peste banana din Ohio? Haideți, bă, să mergem în oraș. Orașul este încolo. Uitați, cred că știu eu o scurtătură pentru a ajunge la oraș. Fiți atenți, venim pe aici. Ne dăm de pământ cu capra, așa. Și am ajuns, frate. Gata, suntem în oraș, Căprițo. Așa, haide, Căprițo, mai departe. What, a zis ceva capra? Nu știu ce am auzit. Ok, totul frumos, scoatem de aici banii de la bancă. Așa, ne-am scos banii ca să ducem Căprița la întâlnire undeva. Și acum trebuie să căutăm o cafenea. Ce este aici? Asta e o cafenea? Nu, asta e ceva magazin istoric. What?
tășnița de avion, de ce este gunoi înăuntru? Ok, nu mai pun întrebări. Trebuie să căutăm un, nu magazin, o cafenea. Acolo vreau să mergem, la o cafenea. What, asta e o bancă? What? Cred că o să jefuim o bancă într-un alt episod. Momentan, trebuie să ducem iubita noastră. Uite, oh, mi-am băgat iubita mâzgă, gata. E o iubită mâzgoasă. Doamne, au, oh, am devenit și o mâzgă. Suntem o mâzgă împreună, vedeți ce bine ne potrivim. Semănăm la maxim. Au, oh, ce naiba s-a întâmplat? Au, oh, au, oh, au, oh. Cam sare totul pe aici, ești de bun? Iubito, ești bine, iubito? Nu cred că este prea bine, fraților. Gata, și-o revenit. Acum, o cafenea. Vă rog, nu există o cafenea în întregul oraș de aici. Incredibil așa ceva, nu cred. Vreau la o cafenea. Vreau să-mi scot iubita la o cafea bună, rău de tort. Domnule polițist, au, aproape m-ați lovit. Aoleu, aveți grijă unde mergeți. Sunt și cu iubita aici, nu mă faceți de râs. Ok, fraților, n-am găsit neapărat o cafenea, dar nu-i nicio problemă. O ducem în magazin și, uite, iubito, iubito, o să cumpăr tot ceea ce dorești tu. Tu doar alege. Ce vrei tu, aia îți cumpăr. Haide, alege. Hai. Ok, încă să iubesc, ceea ce este de bine. Hai, iubito, alege. La ce te uiți? Coca-Cola? Ok, păi, o să-ți iau Coca-Cola. Uite, o să iau Coca-Cola, așa, așa, am luat Coca-Cola. Bun. Uite, mai luăm și niște suc de ăsta pentru tine, pentru că de ce nu? Și, domnule, cât trebuie să plătesc? Cât? 100 de dolari? Păi eu am doar 99 de dolari, îmi mai trebuie un dolar. De unde mai fac rost de un dolar? Oh, nu, iubito. Așteaptă-mă aici, mă duc rapid să fac rost de un dolar. Mamă, fraților, nu se poate așa ceva. Îmi lipsește un dolar și eu mai trebuie să fac rost rapid de un dolar. Doamnelor și domnilor, aveți să-mi dați un dolar? Nu aveți, ok, vă mulțumesc, asta este. Domnule, hai să-mi dai un dolar. A zis că nu. Doamnă, 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 aveți să-mi dați un dolar? De ce toată lumea zice nu? Am nevoie de un dolar. De unde fac rost de un dolar? Încă un dolar. Domnule, un dolar. Nu-mi dați, la revedere atunci. Nu discut cu dumneavoastră. Domnule, oh, domnul ăsta sigur are să-mi dea un dolar. Hai să-mi dai un dolar. Oh, îți mulțumesc, să te pup. Hai să te pup. Mua, te-am pupat. Te-am pupat, așa, dar să nu zici la iubita mea că te-am pupat pe tine, ok? Bun, 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 la revedere. Tu pleacă de aici că nu mi-ai dat un dolar. Așa, ok, avem banii. Haideți înapoi să facem cumpărături pentru iubita. Capra iubită. Bă, pleacă-mă de aici și tu, așa, pleacă de acolo. Că nu mi-ai dat un leu, nici tu nu mi-ai dat un leu, pleacă de aici, așa. Doamne, ce nu face capra asta pentru un leu? Ce nu face căprița asta pentru un leu? Căpriță fericită, au, căprițo? Mamă, s-a blocat căprița în ceva, ești de bun? O muri căprița! Aoleu, asta mai lipsea! Ambulanța, vă rog, ambulanța! Wow, wow! Ce naiba, de ce s-a întâmplat asta? De ce s-a întâmplat asta? Iubito, ești bine? Iubito, iubito, unde ești iubito? Iubita! Oh, unde e iubita? Unde e iubita? Bă, unde e iubita? Ce-a făcut? O plecat? Unde a plecat? What? O plecat cu altă capră? Asta vrei să-mi zici? S-a dus cu o altă capră? O capră care locuiește pe munte? Bă! Nu pot să cred că cineva a furat iubita capră. Uitați-vă la capră ce tristă-i. Trebuie să ajutăm urgent capra, fraților, să-și recupereze iubita și să bată capra care i-a furat iubita. Domnul, am nevoie de mașină, este urgență! Mi s-a furat iubita! Am nevoie de o mașină, vă rog! Vă rog, așteptați-mă, dați-mi mașina dumneavoastră. Vă mulțumesc, la revedere. Trebuie să urcăm pe munte. Dar pe care munte? A zis domnul acela că o capră gri mi-a furat iubita. Eu nu tolerez așa ceva. Mă duc acum să calc capra gri. Dar pe unde mă duc? Oh, oh. Oh, că am făcut accident. Wow, wow, oh. Ok, haideți pe jos că capra noastră nu prea știe să conducă. Aparent nici să se urce nu prea știe. Oh, vine toamna, ce naiba-i pe aici? A, bă, am făcut rost și noi de o iubită la capra asta și a fost furată. Deci nu pot să cred așa ceva. Trebuie urgent să mergem la munte să ne batem cu acea capră, ca să ne primim iubita la loc. Mamă, ce loc minunat e pe aici. Doar uitați-vă un picuț, ce minunat arată. Hai, căprițo, fugi! Fugi cu pantofii tăi de aur, fugi, căprițo, știu că poți. Aia zic, căprițo. Aia zic, be. Be, am zis. Oh, căprițo, cum fugi? Căprițo, cum fugi, aoleu? Căprițo, așa nu se fuge. Ok, n-am să întreb. Ok. Doamnă, ce faceți cu copacul? Bă, nu este în regulă. Așa,
What the schnitzel? Ok, nici n-am să întreb, nici nu mai întreb nimica. Uuu, sărim aici pe apă. Mamă, uite încă o doamnă aici în copac. Hai să dăm jos de pe copac, pentru că de ce nu? Pleacă, bă! A crescut copacul, ești nebun? Și acum ne urcăm pe copac. Mamă, hai că o mers să mă urc dacă e. Ok, fraților, urcăm pe munte, unde trebuie să fie acea capră gri care cică ne-a furat iubita. Dar nu-i bai, ne ducem și dăm un box. Un box de la sănătos. Unde-i capra? Unde? Aici, mai sus, mai sus. Hai că urc eu mai sus, hai că găsesc eu capra. Mai sus pe aici, așa. Hop, mai sus. Ia, unde-i capra aia gri? Unde ești, căprițo? Oh, am găsit capra gri. Măi, măi, tu mi-ai furat iubita, zi. Mi-ai furat iubita, spune acum. Nu vorbește cu noi, cred că el este cel care ne-a furat iubita. Zi, bă, mi-ai furat iubita. Oh-oh, oh-oh. Te-am prins, măi, nemernicule. Fiți atenți, ce facem cu el? Cum îl torturăm? Pentru că nu se poate așa ceva. Hai să-l ducem la tortură undeva. Hai să-i facem ceva groaznic rău de tot. Cum ar fi să-l aruncăm într-un vulcan? Eu zic că e o idee bună. Haideți să-l aruncăm într-un vulcan. Măi, capră nesimțită, știu un vulcan prin zonă și te voi arunca în el pentru că mi-ai furat iubita. Așa trebuie, măi, nemernicule, măi. Sari! Oh-oh, dăm de pământ cu el. Dă-i, dă-i! Wow, ești nebun? Hop așa. Ok, bun. Undeva pe muntele acesta ar trebui să fie un vulcan. Noi trebuie să ajungem acolo să-i dăm foc la capra asta, pentru că e o capră nesimțită. Să nu vă fie milă de capra asta, da? Pentru că i-a furat iubita căpriței noastre și asemenea lucru este intolerabil. Adică nu acceptăm așa ceva. Oh, am pierdut capra. Sau? Oh, what? A, am dus-o sub, am crezut că am pierdut capra pe moment. Bun, ne ducem oare către lavă? Nu știu, habar n-am. Aici să facem o săritură. Uai, ce săritură periculoasă am făcut acolo. Ia, ne ducem bine. Oh, ho, ho, ho. Sacrificăm noi astăzi capra asta nesimțită. Hop, hai să sărim aici și să ne continuăm drumul cu grijă, pentru că vreau să o arunc de pe punte. O să vedeți imediat. Au, 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 m-am fript eu. Bă, stai că m-am fript. Stai, căprițu, ești bine, așa. Ho, ho, liniștește-te. Sare aici cu grijă. Trebuie să intrăm acolo înăuntru. Vreau să o sacrificăm de pe punte. O să vedeți voi imediat despre ce este vorba. Oh, oh, am sărit cam strâmb. Au, am luat foc. Au, 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 căprițu. Au, au, am sacrificat-o. Ok, am scăpat de căpriță. Așa îi trebuie dacă ne-am furat iubita. Bine, inițial eu am vrut să o arunc de aici. Vedeți? De aici am vrut să-l arunc. Dar, dacă n-am putut arunca căprița, aruncăm omul ăsta. Pa, pa! S-a dus. Am sacrificat și o capră și un om astăzi. Pe voi, pe voi nu vă arunc. Pe voi vă las acolo. Bă, deci, măcar ne-am luat răzbunarea. În schimb, tot nu știu unde este iubita. Habana, unde este iubita, unde s-a dus, unde s-a ascuns, ce s-a întâmplat. Tot ce sper e că o să o găsesc într-o bună zi. Mă uit de aici de sus, o caut. Dar nu o văd. Oh, alo? Sună un telefon? Mă, ce? Alo, vă sunăm de la poliție. Vreau să vă zic că capra pe care ați omorât-o nu a făcut nimic iubitei voastre. A fost altă capră. Ați omorât capra greșită. Pentru asta o să ajungeți la închisoare. Mă, ce? Oh-oh! Oh-oh! Căprițo, fugi!